Laudat să fie Iisus Hristos! Cred că e de bun simț ca ultimul cuvânt să-l aibă cei direct interesați de rugăciunea noastră. De aceea am ales câteva texte, fără a urma un fir cronologic, dar încercând să le dau continuitate unul dintre altul, texte care să ne introducă și pe noi în cele pe care le-au simțit în clipele premergătoare, ca și în clipele în care a avut loc arestarea lor. Și încep cu un cuvânt de al episcopului Hosu din memoriile sale, care ne spune cu cât timp înainte deja se contura această zi. Încă din 1947 se pregăteau în Cluj și poate și în alte părți cazemate de beton pentru cei ce vor fi arestați și chinuiți. Când lucrau la ele, muncitorii spuneau: acestea sunt pentru frații uniți. Aceasta nu-i poveste, ci adevărul văzut și apoi simțit în chinuri de preoții noștri și de alți nefericiți. Apoi, pe 30 septembrie 1948, deci aproape o lună înainte de arestare, părintele pe atunci, Tit Liviu Chinezu, i-a trimis mamei, Doina Ana, o scrisorică. Și când spun acest cuvânt, folosesc acest diminutiv, e pentru că e vorba de un bilețel împăturat mărunt. Mamă care plecase din București la Cluj după arestarea tatii pe 23 aprilie 48. Dragă anișoară, aici suntem încă bine. Știm că am intrat în săptămâna cea mare. E vremea să ne împărtășim din patimile Domnului, pentru ca biserica să fie curată și fără de prihană. Suferința nu este plăcută în sine, dar, ca și cea de mamă, ea este întotdeauna generatoare de bine și de bucurie. Prin ea se naște în lume ceva ce înainte nu a fost. Un om, ori formarea, virtutea unui om. Revenind la preasfințitul Hosu, acum, când eram deja intrați de-a binelea în acțiunea de desfințare a bisericii noastre, de cei ce se mărturiseau singuri, fără credință în Dumnezeu, vedem din nou pe părintele arhiepiscopul Bălan că se asociase cu ei, pornind la acțiunea comună pentru desfințarea bisericii noastre. Dumnezeu să-l ierte! Îi cer și iertare de la Domnul să-i fie milostiv, căci a păcătuit greu împotriva bisericii noastre, împotriva neamului și chiar împotriva bisericii sale. Dacă înainte de a cădea neamul și țara în grea robie a făcut ce a făcut, fără nicio ispravă, împotriva bisericii noastre, poate s-ar putea spune că a făcut-o din convingerea sa de a face bine, deși nu sunt a se face cele rele ca să iasă cele bune, chiar dacă ar fi să fie bune. Dar acum, în 1948, să pornești pe față împotriva bisericii fraților tăi, în acțiune comună, în strânsă colaborare cu împilatorii neamului tău, care au robit țara și neamul, care nu mai putea să se miște, care nu mai putea reacționa într-un nimic, care gemea în suferința robiei, cum gemeau cei mai buni fii ai ei în temnițele grele ale comuniștilor fără țară și fără Dumnezeu, cum erau porecliți pe drept, să te faci unealta lor, să te dai pe mâna lor, care sugruma tot ce nu îi se închina, care se pregătea să suprime biserica noastră, asta nu o poate înțelege mintea noastră, nu o poate cuprinde. Cum am putea înțelege că mâine arhierești să sugrume o biserică creștină, o biserică a fraților, făcându-i invitare: te unești cu mine, că te aștept cu brațele deschise. Dacă nu voiești, te sugrum. Și așa, batjocorită, te îmbrățișez. Rămânând în același registru, fac un salt de câteva săptămâni cu o relatare a preasfințitului Ploscaru din 14 noiembrie 48 despre o discuție, deci după arestarea episcopilor, despre o discuție memorabilă a preasfințitului Bălan cu patriarhul venit să-i convingă
să treacă la ortodoxie și după ce a fost refuzat de către preasfințitul Hosu, a spus către preasfințitul Balan: dacă nu veți trece la Biserica Ortodoxă, eu îmi voi lua brațul ocrotitor de pe dumneavoastră. Episcopul Balan i-a răspuns: prefericite, dacă noi, episcopii greco-catolici, am crede că Biserica Ortodoxă este adevărata Biserica lui Hristos, în acest moment ne-am dat semnătura de trecere, căci noi voim să fim cu Hristos. Dar nu ați venit la noi cu argumente teologice, nici cu virtuțile creștinești, ci ne-ați arestat și ne-ați întemnițat. Hotărât, acestea nu sunt metodele lui Hristos. Și atenție! Dacă nouă episcopilor uniți ne-ar fi propus și ne-ar fi promis cineva că ne dă toată Biserica Ortodoxă pe mână, cu condiția să arestăm și să întemnițăm pe ierarhii ei sau numai pe unul dintre ei, noi ne-am fi dat viața, dar n-am fi acceptat. Deci, viața ne puteți lua, dar credința nu. Revin la preasfințitul Hosu. Despre cele 3-4 zile premergătoare arestării. Duminică 24 octombrie, la sfârșitul Sfintei Liturghii, țin predica despre viața bisericii, cu prigoniri, batjocură, asuprire, purtate cu seninătate, cu puterea Harului Spiritului Sfânt. Toate cele potrivite pentru ceea ce trăiam cu toții. După masă, la vecernie, țin o altă predică. Tot despre credință, statornicie în credință, răbdarea mântuitoare și izbăvitoare. Și perii capului vostru sunt numărați, niciunul nu pică fără știrea Tatălui vostru. Încredere, deci, în dragostea și grija părintească. Biserica este a Lui, biserica sunteți voi, suntem noi toți. La reîntoarcere, continuă preasfințitul, de la catedrală, îmi spune părintele Oprea că, înaintând spre ușa catedralei, prin mulțime, un agent din apropierea lui rostea cuvintele: va mai fi arestat și acesta, și apoi nu vor mai fi așa de pline bisericile. Despre arestarea episcopilor noștri se vorbea mereu în toate părțile Clujului că vom fi arestați și aruncați apoi într-o mănăstire unde acolo ne vor putrezi oasele. Continuă. Pe 26 octombrie, Sfântul Dumitru, izvorătorul de mir, mare martir, seara la vercernie, predic tot despre biserică, credință, statornicie în credință, încredere în Domnul care ne-a făgăduit repetat și solemn asistența sa, împărtășirea biruinței sale. Eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Alipirea de Sfânta Maică Biserică, Biserica Domnului, Biserica mea, tot ce a grăit Domnul în suflet, ce mi-a grăit în suflet, le-am grăit lor din tot sufletul, cu toată dragostea inimii mele. Am rostit cuvinte, dar mai mult decât cuvinte am dorit să mă dăruiesc pe mine lor, scumpilor mei frați și credincioși. Și apoi, în 24 și în 26, Domnul Iisus știa, eu robul său nu știam, că sunt, pentru momentul în care intram, ultimele cuvântări ținute în scumpa mea eparhie poporului iubit, pe care de atâtea ori în curs de 31 de ani petrecuți în mijlocul lor, l-am îmbrățișat de-a lungul și de-a latul eparhiei. Atenție! De acum, cu știrea lui, cu binecuvântarea lui, preamilostivul, voi intra cu scumpii mei frați episcopei bisericii noastre în vestirea Evangheliei sale pe altă cale, susținută de puterea Harului Său preasfânt. Rămâi cu ei, Doamne Iisuse! Rămâi cu nevrednicul, robul tău, până la sfârșit, rămâi cu robii tăi toți, pe care i-ai învrednicit să intre pe această cale a ta, să-ți urmăm ție cu neclintită credință. Din cele 3 arestări suferite de preasfințitul Ioan Suciu, 2 înainte de cea din noaptea fatidică, redau un fragment din relatarea făcută de el după ce a fost eliberat pentru a fi arestat ultima dată, face un raport, o relatare către nunțiu. Și în concret redau dialogul pe care l-a avut cu inspectorul siguranței din Cluj la prima arestare și apoi cu directorul închisorii din Sibiu, Crăciun. La Cluj, inspectorul spune: am fost obligat să fac acest pas pentru că dumneavoastră sunteți un agitator.
Înțeleg că să faceți aceasta în zilele de duminică și de sărbătoare, dar în zilele de lucru trebuie lăsați oamenii să lucreze. De aproape o lună, dumneavoastră predicați prea mult cu subînțelesuri și pilde. După trecerea dumneavoastră, poporul e foarte agitat, pentru că, spune el, poporul, episcopul știe el ceva. Și în fine, dialogul cu colonelul Crăciun, dumneavoastră sunteți liberi, dar de acum înainte, nicio activitate din cele desfășurate până acum. Altfel veți fi imediat arestat. Ne-am înțeles? Vă privește. Aveți acum tren spre Blaj. Mulțumesc, domnule director, spune preasfințitul Suciu. Atunci declarați-mă arestat încă de acum, pentru că eu voi continua să predic. Voi face tot ce am făcut până acum. De aceea rămân aici, e inutil să plec ca să revin mâine dimineață. Nu am ordin să vă arestez. Atunci ce acuze aveți împotriva mea? Dumneavoastră sunteți un agitator. Agitator? Dar a agita înseamnă a provoca sentimente împotriva ordinii și a înșela în cele evidente, pe când eu fac exact contrariul. Lămuresc și chem la suprema ordine morală sau religioasă oamenii, credincioșii mei. Da, dar dumneavoastră sunteți agitator religios. Agit, da, conștiințele pentru a le pune în ordine cu Dumnezeu. Da, dar dumneavoastră predicați prea mult. Esențialul pentru dumneavoastră e predica. De ce nu predicați ca ceilalți preoți? Da, predic, e adevărat, dar nu în secret. Și predic Evanghelia ca toți preoții, dar în felul în care face episcopul. Predicile dumneavoastră au subînțelesuri politice. Refuz să accept o asemenea acuzație. Cred că cei care mă ascultă fac comentarii, asta e posibil, chiar s-a întâmplat, dar nu e vina mea. Un singur lucru e cert, că nicio autoritate civilă pe lumea asta nu va putea în mod legitim să împiedice un episcop să-și împlinească misiunea sa preoțească, respectiv să predice, să administreze sacramentele, să consacre biserici, să hirotonească noi preoți. Asta nu vrem să o împiedicăm. Atunci vă rog să precizați conținutul interdicției pe care mi-o faceți și pe care refuzați să mi-o dați în scris. Să nu predicați împotriva guvernului. Nu am predicat și nu voi predica împotriva autorității, dar voi apăra întotdeauna biserica și doctrina catolică. Deci vreau să știu, sunt sau nu sunt arestat? Pentru că dacă sunt liber, voi fi același episcop de dinainte. Dumneavoastră nu mai sunteți episcop. Eroare! Ministerul nu mă mai consideră ca administrator apostolic de Blaj, dar nu-mi poate lua ordinul sacru pe care nu el mi l-a încredințat. Eu nu sunt un funcționar care primește puterea, însărcinarea și numirea de la stat. L-am primit de la Sfântul Părinte. Mâine voi începe să predic și peste 10 zile voi consacra o biserică și voi continua vizitele canonice. Dar dumneavoastră sunteți liberi să plecați. Și în fine, ultimul cuvânt, momentul arestării preasfințitului Iuliu Hosu a fost arestat la 29 octombrie 1948, noaptea la 1:30 și dus la interne de 3 agenți ai siguranței de la locuința fratelui meu Ioan din strada Cortului. Luat din sânul familiei profund îndurerate, i-am îmbrățișat pe rând pe toți și le-am spus: nu fiți supărați. Așa m-au ridicat și ungurii la 1 septembrie 1944. Cu aceste cuvinte am plecat în numele Domnului pe care l-am preamărit și îl preamăresc și azi, cu domnii care mă însoțeau, mai aruncând o privire spre scumpii mei copleșiți de durere. Ajuns în celulă, spune: îndată după intrare, căzând zăvorul, m-am așezat în genunchi și cu fruntea la pământ am dat mărire Domnului Iisus, care m-a învrednicit pe mine, nevrednicul, de această mare cinste a temniței pentru credință. Mărire ție, Doamne, mărire ție, am cântat, șocând și azi când scriu aceste șire pentru preamărirea ta.